Salutare, prieteni, am revenit și eu cu baba mea. E baba ta, domnii? Da, eu sunt baba lui Descalzi. Ne-a pus măsuța, că uitați ce fac eu. L-am pus prieten la treaba mea. Uite, prieteni, le-am dat cu perie. Uite ce fac eu, un fac de lucru. Și le dau culoarea asta deschisă. Eu zic că e frumos. Să-mi dați și mie o părere. Păi, e, cum erau ele. Dar să arăt la prieten ce ți-am dat să nu mănânci. Uite ce fac eu aici la umbră, n-am ce face. Le șlefuiesc. Că erau închise. Era lacul ăsta pe ele, uite cum era. Le șlefuiesc. Și după aia le vopsesc. Dar lui cumpenea nu-i place culoarea. Ea vrea culoarea asta, mai închisă. Mahon sau cireș. Dar eu le-am dat cu galben. Uite cum își șlefuiesc asta. Dar eu zic că e faină culoarea asta. Mă, câmpeană, de ce nu-mi las cu culoarea asta? Dacă nu-mi place, nu-mi place. Mai deschisă, mai frumos. Cum vrei, așa le faci, nu are cu rost să ne contrazicem. Da. Dar uite, prieteni, ce i-am dat să mănâncă. Dacă el fac muncește. Ce-mi dai? Uite ce i-am tăiat. Rânză? O rânză, uite, da. Uite ce mi-a tăiat aici. I-am dat costiță, nu mai i-am gătit astăzi. Rânză, uite cum le-am tăiat bucățile. Da, uite, ca mondiala i-am tăiat. Uitați-vă. Dar la noi e invers. La noi e mai plină sunt eu. La mondiala e soțul doamnei, mai plinuț. Uitați-vă ce i-am dat cu brânzică. I-am dat hai ia că se pune muștele, hai la treabă, că... hai vino, dă-i cu flexul aici. A zis că eu stau pe scaun și tu muncești. Nu e adevărat, acum te pun pe tine. Aha, bine, măcar vino. Vino și dă-i cu pensul aici. Acolo e treabă de bărbat, nu e de femeie. Atunci dă-i cu flexul. Eu fac curățenie. Hm? Eu fac curățenie. Hai că mai revenim atunci, dacă nu are cine să mă ajute, eu cred. Ce spuneți, prieteni? Câmpeana are dreptate sau eu? Uite, am luat cireș. Și uite al meu. Mai așa, mai frumos. Galben. Cum zici, câmpeana? Prieteni, voi ce spuneți? Ăla roșu sau ăsta galben? Hm? Prieteni, înțeles cu mine. Da, cu tine. Spun oamenii ce e frumos. Am frumos, e și ăsta galben, uite. E prima mână, pe ăsta dădui două. Și ce l-am? Păi ce vrei și nume de două. Seamănă mai vechi așa. Mai vechi. Uite culoare acolo, de la... Aia, tot roșu, voi țigani. A, e română.
Nu mai pot. Rămân, ma. Ia uite, curățenie, unde am spart aici, numai praf. Am pus toată casa. Când bea nu fac trei așa, trei așa. Mă, trei pe parte, ce combinație ăla? Ha? Zi și mie, ce combinație ăla? Ce combinație ăla? Da, adică trei din aia, ce înseamnă asta? Așa. Tu te la pe Mandela. O, tu te la pe Mandela, ce înseamnă aia, tu te la pe Mandela? Trei cu trei. Da, da, după oia nu vă pula și fac. Mai trebuie politica. Hai de tine. Adio. Făi ce vrei și nu mai au. Făi ce vrei. Lasă-mă în pace. Fac ce vreau și eu. Dar nu mai pot. Fii atent, eu ți le-am șlefuit, le vopsi și voi. Corect. Că trebuie să plec. Deci dai seama, ce faci tu și nu ne fac faci un duș. Da, uite cum arăt, ia filmează. Lasă că toată lumea arătă un pic. Uite cum arăt de azi dimineață. Uite, vină cu. Vină. Vină mă încoa. Vină, adu pachetul încoa. Mamă, mai am două scaune de șlefuit. Uite, mai am un pic acolo. E praf, uite, nu mai pot. Ia. Uite ce e pe mine. De praf ne-ai umplut. Uite ce e pe mine. Dă Dumnezeu să-l... Ce? Te vede doamna, care ești foarte năcăjit. Te vede doamna și ea... Lasă-mă în pace, te rog. Și ea zice că te-am pus la muncă. Nu mai pun. Da. Care e paharul meu? Ăla care e prin. Nu, nu știu. Nu știu. Mă bubule. Mă care? Mă bubule. Ia vino să vezi cum filmează telefonul tău. Cum? Că ești prin de jeg. De ce? Unde? Pe tine. Pe de jeg. Mă nu e. Jeg. Mă nu e, uite cum îmi filmează tot. Nu, nu-mi filmează bine. Prietene, mai bine la noi că bate vântul. Și să plimbă găinile Lumex. A făcut în fața cășii prăpăd, nu mai are rost să vă spun. De găinile tale îți povestesc. Am jegă. Jeg. Așa spui tu la un om care îți muncește în curte. Mă, nu, dar se vedea prea de tot pe tine. Ce? Uite, acum nu mai se vede, numai în partea asta se vedea. Acum ești bubumex. Auzi, prieteni, un om care îți muncește în curte. Păi și nu e așa. Dar nu și în curtea ta. A uitat că tu ești. Aceea. Te lichide, am băut azi. Da. Apă multă. Normal. Normal, trebuie să bei 20 de litri de apă. Și tu ai băut 30. Minim recomandat de la Bubu Max, 20 de litri. Da, de nu mai ai băut berică, mă. Da, ai treabă. Nu, că bea atât să bei. Atât. Eu îți dau rețeta, 20 de litri. Atât. Nu crezi? Ba da. Întreabă prietenii. Prieteni, scrieți lui Câmpeana dacă are voie 20 de litri de apă. Mă, ce spui, 20? Lumina! Păi stai, stai spun. Stai cu întrebări și pe Lumina să vezi. Care e paharul meu iar? Doamne, fii și ăla din fața ta. Asta, bă. Hai. Nu mai puteam praf. Până pe limbă. Da. Ia scoate limba. Prieteni, știu că nu-i frumos, dar să scoată limba. Au, m-am rupt de spate, stea ples. Săracu, ești săracu. Doamne, dacă îl mai pun la muncă. Știu că tu ai muncă, dar nu-s mai mare ca a mea. Nu mai adă-mi aminte, te rog frumos. Aș nu mai prefera aminte. Să vin eu în locul tău și să stai tu acasă. Dar eu nu înțeleg de ce nu stai tu acasă, ce îți lipsește. Hai, te cred, dacă tu zici că mai stai cu băieții acolo, mai stai cu băieții o lună. Dar să vii acasă, mergem la mare. Vino tu, mama, acasă, că nu-i de tine acolo.
Nu-i de tine. Vino tu acasă. Vedem și noi la mare anul ăsta, familionul. Stăm și noi acolo. 3-4 zile, nu mai mult. O săptămână eu aș vrea. Dar depinde. Dar nu, eu vreau și 2 săptămâni să stăm, nu-i problemă. Nu-i problemă, bubule. Mă, când ai vrea să vezi? Păi du-te. Păi să vă râcă astea și rămâne. Lasă și că facem ce e, până vitu. Dacă nu iau și eu șmingherul, ce crezi? Dai tu cu bormașina, cu asta, cu flexul. Eu. Știi? Mă, bubule. Trebuie să bei câmpeană, să nu uiți. Nu uit. Minim 20-25 de litri de apă. Aia să le bei tu. Nu crezi? Așa a recomandat Bubu Max. Da. Eu știam de 2 kg, 3 kg de apă pe zi. Dar nu 20. 3 kg iarna, dar vara 30. E 25-30. Da, da, da. Aia să le bei matalică. Bine. Hai să fie ca tine. Păi dacă bea omul 20 de apă, nu pot să vorbesc acum că mă aude țiganii. Că urmăresc și țiganii. Da. Doamne ferește, asta mai lipsește. Doamne ferește. Doamne ferește. Bă, să mai iau vopseaua de pe pantaloni. Mă grăbesc oriunde merg eu. Așa tot. Ești tu. Eu și la muncă, prieteni, știți cum sunt eu? Repede, dă-i. Nu, să muncesc și eu așa încet. Așa încetele să vopsesc, uite. E și mâncare. Eu repede, n-am stare că mă și mâncare grăbesc că să fac, uite. Și când merg cu ea undeva la romantic, el tot așa se grăbește repede, să plecăm, să venim acasă. Asta e. Ce asta e? Dacă tu zici asta. Că și te bat acum. A, numai niște aia de-aseară. Ba da. Prieteni, mă scuzați, sunt fără tricou, n-am ce să fac, asta e, și la mare, dacă... Rușine să fie. Sunt fără tricou. Rușine, să vede mușchia lui Pompi... Îmi pun adu-mi un sutien în lumină, să nu se văd țâțele. Ca Pompi Marinari. Uite, am ascuns țâțele, păi bine, da. Noi bărbați, spun așa. Păi și fetele alea, care pe căldurile astea, iau numai așa o danteluță de nu se văd sfârcurile aici de pun. Au voie. Numai aici pun bandă izoleră. N-ai văzut câte bandă izoleră? Are voie, pe, da? Pe sfârcul. Bandă da. Izoleră pun. Are fetele. Să pun și eu bandă izoleră. Îți dau. Pun așa. Să mai vede? Nu, dar de ce mai pune? Nu le lasă la mama natură. Dar ce? Care e problema dacă se văd țâțele cât am mai țâțe și să nu se vadă sfârcul? Care e problema? Poate n-au unii, poate unii... Au prea mare. Ai scoci, bandă izolere, să pun și eu să nu se vadă țâțele. Unde te duci? S-am schimbat vestimentația, să pot să fac eu scaunile, că cu voi mă ia dimineața. Au, hai bine, schimbă-te. Mădălina și Davidu-ți ne-a lăsat și ăia. Vin mai târziu. Nu vin. Cum nu vin? Mai stau acolo în concediu. David e în parc, auzi. Vreau să prinde. Atâta de greu mi-a fost prieten fără el aseară, dar l-am avut pe Bobiță. Da, l-am avut pe Bobiță la seara, la noi, a dormit la noi Bobiță. Butelioșca. Acum a plecat Butelioșca, nu l-a mai filmat. Nu mai știu să zic că lumea că... Lasă, nu asta vreau să zic. Și a fost șef. A făcut el ce a vrut. Nebarberit, nefăcut. Săracu de tine. Lasă că ești frumos și așa. Câte minute avem ca să opresc? 10. 10 avem. Eu am băut 30 de litri de apă cu suc amestecat. Cu tot cu cafea. Tu? 20. Pune drept telefon. 20. Lasă că-i trebuie. Mai plătești tu focamare mare la foc dată. Ce ăla? Camara mare. Ce ăla?
Mă, ce ăla? Taci din gură, nu. Carbașan? Ce să-și? Nimic, lasă-mă. Caramanan? Da. Caramaman? Caraman? Caraiman? Hai bine, Caraimane. Caraimane? Azi, că vezi tu. Vezi tu, Caraimane. Da. Ia uite, cad farfurile după lumină. E bine ce le-a pus. Caraimane, așa spun numele. Caraimane, stai să vezi. Hai, lasă-mă un mix. De ce râzi? Acum așa seara erai cu curând sus. A, ieri toată ziua am fost. O luași de luni. De luni o luai. Azi e marți. Da. Până așa să nu se vadă țâțele. Da, bunicul să vadă. Caraimane? Mai tași, mă. Hai că e frumos numele, Caraimane. Da, da. Caraimane? Mă duc să fac... Cameraman, am vrut să zic. Mă duc să mă schimb, să fac un duș și am plecat. Du-te, pa. Dai tu cu flexul. Dau, dau, dau. Hai să-ți arăt. Nu mai mi-arăta. De ce? Nu vreau. Și așa faci, în capodul ăla... Nu, mă duc și mă schimb. Cum te schimbi? Ești tu pantalon scurt. Iau mini, nu vrei? Nu, mă, îți dau pe ei. Da. Îți dau pantalon scurt. Așa ne-a rău, auzi, gata, nici tău. Păi care-i treaba? La tine în bătătură. Faci ce vrei. Uite, mai mă vede acolo, mai sunt găurici prin gând. Nu, uite, că care-i treaba? Stai la pantalon scurt. Poți să faci și plază, toplex. Mă, ce zici? Uite acolo la soare. Mă, ce zici? Doamne ferești. Tu cu găinile mele. Păi da, și cu câinii. Păi, care-i treaba? Prieteni, hai că ne oprim. Vă mulțumim din suflet, prieteni. Noi vă dorim o săptămână frumoasă, plăcută, la toți prietenii noștri. Câteodată vă punem două filmulețe, câteodată unul. Acum vă pun unul, pentru că și ieri tot unul. Mai avem și noi treabă și chiar să filmăm tot ce mai facem noi, uite, că facem un scaun aia, noi vă mai filmăm, dar pe scurt, așa. Pentru voi și pentru noi, că rămân amintire vlogurile astea. Când o-și fie o moș bătrân la 100 de ani, vede copilul lui David, sau copiii copiilor lui David, peste 100 de ani, cum am văzut eu documentarii și alea pe TikTok, cum era America, New York, în anii 1905-1920, Doamne Dumnezeule, păi tot America era, fraților. 1920. 1920, cum era când pe America, Doamne Dumnezeule, zici că e acum București. Zici că e București? Ce e București, mă? Și atunci mergeau oamenii cu cai, cu căruțe, cu trăsure, îmbrăcați, cu pălării, cu rochii de alea. America e America. Noi ajungem noi, păi vezi, din 1920 până în 2024, sunt 100 de ani. Și 100 de ani și tot nu îi ajungem. Noi ajungem noi din 2024 și să fie în 1920, tot nu îi ajungem. N-avem cum. Asta e. Lasă că ajungi tu. Mai vreau să zic. Mai ai ceva de adăugat? Nu mai. Mai adaug și tu mâine. Da. Da? Chiar dacă nu sunt eu acasă, vopsești câte un scaun pe zi și nu câte un scaun, câte o scândură din aia. Gata, și mi-arăți pe YouTube. Da. Prieteni, eu vă mulțumesc, ne oprim aici. Vă doresc o seară frumoasă și minunată. V-am pupat și ne auzim. Pa!